În comuna Dănești, la doi pași de Târgu Jiu, zeci de localnici au adus câinii și pisicile la sterilizat. Acțiunea este de bun augur, spun oamenii, mai ales că așa vor dispărea animalele care sunt abandonate în sat. Când au murit mulți câini, au plecat, au sărit gardul, au plecat la nuntă, cum se zice așa, și l-au omorât. A dat cu parul în el, l-au omorât, practic. Și acum m-am speriat, și acum că să nu mai plece. Te iubim foarte mult, mai am unul, mai nic acasă. Nu-mi place să abandonez pui. Ce să fac cu pui? N-ați văzut cum îi aruncă pe toate părțile, de ce să-l abandonez? Mai bine îl sterilizez și am grijă de el, stă, e cu minte. Am de pe stradă, am 5 deja, nu mai pot nici eu să-i adun. Îmi pare rău de ei, dar mâncare dacă le dai, vin la tine, nu mai scap de ei. Așa am făcut și cu mama știa și cu ceilalți care i-am în curte. Sterilizarea este gratuită, este începută de Asociația Pro Animals, dar organizatorii au mare nevoie și de sprijinul autorităților locale. E foarte bine. Foarte bine, că așa le ducem și plătim bani pentru ei. Aveți de gând să-l sterilizați? Am și două pisici, alea sunt sterilizate, tot așa prin campanie în oraș. Dar s-a dus nora cu mașina, eu nu puteam cu bicicleta. Lumea trebuie să înțeleagă, nu ne dorim câini pe stradă, da? Nici noi, nici iubitorii, nici neiubitorii de animale, dar pentru aceasta putem să facem împreună lucrurile să meargă, adică putem să plecăm de la lucrurile simple, de la practic de la rădăcina acestei probleme, da? De la sterilizare, de la înmulțire. Asta este problema, că animalele se înmulțesc necontrolat și atunci trebuie să facem ceva. Putem să facem, plecăm de la sterilizare, de la adopție, programe de prevenire, asta este foarte, foarte important. Edilul comunei spune că așa vor dispărea animalele fără stăpân și câinii care devin agresivi. Am făcut înainte o campanie de informare a cetățenilor cu privire la această acțiune, în speranța că ei vor conștientiza că toate animalele trebuie să fie sterilizate, astfel încât să nu se mai mulțească necontrolat și să fim nevoiți să apelăm la metode, cum să zic eu, nepotrivite, da, pentru înlăturarea acestora, care, din păcate, ei pot să devină agresivi, dat fiind faptul că sunt nehrăniți la timp și pot crea probleme. Populația este obligată să-și sterilizeze și să-și deparaziteze animalele. Totodată sunt amenzile destul de mari și sperăm să nu se ajungă la aceste amenzi și să conștientizăm că avem obligația să sterilizăm aceste animaluțe, să prevenim abandonul și totodată câinii fără stăpân care, din păcate, sunt foarte, foarte mulți la nivel de județul Gorj. Campania vizează 55 de localități din județul Gorj și este cea mai mare acțiune de sterilizare organizată în ultima vreme.